Un tânăr din Lugoj, Emanuel Cimponeru, a dat dovadă de spirit civic și a renovat din banii săi unul dintre saloanele secției de anestezie și terapie intensivă ale Spitalului Municipal Lugoj, în care sunt internați pacienții aflați în starea cea mai gravă. În plus, Emanuel Cimponeru a renovat și un salon de la secția de chirurgie. Ca orice lucru fain, a pornit de la o cafea într-o dimineață cu prietenul Cătălin Bălan, care este medic aici în secția de ATI, care și-a exprimat nevoia de renovarea uneia dintre saloanele de aici, după care au decis că acesta ar trebui să fie sau acesta ar fi prioritar. Am venit a doua zi, am măsurat, am făcut necesarul, am discutat cu prietenii, am văzut ce e de făcut, ne-am făcut foarte bine calculele și ne-am apucat să comandăm, să achiziționăm ferestrele și ușile, să achiziționăm toate cele necesare pentru a demara efectiv lucrurile. Și a mai fost încă un salon. A mai fost încă un salon la chirurgie. Saloanele au fost renovate cu materiale de cea mai bună calitate. Au fost înlocuite ușile, geamurile și caloriferele. A fost instalat un sistem de ventilație și unul de iluminat cu LED. A fost montată pardoseală antibacteriană și a fost înlocuită instalația electrică și obiectele sanitare. Gestul lugojanului a fost primit cu bucurie de către medici și asistenți. Vreau să-i mulțumesc prietenului meu, Emanuel Cimponeru, pentru gestul imens pe care l-a făcut pentru acest spital, dar în primul rând pentru pacienții care vor fi internați în acest salon. În acest salon sunt internați de obicei pacienți critici în ultimul stadiu și altfel vor beneficia atât ei cât și aparținătorii lor. Acest salon s-a renovat din banii domnului Cimponeru, au fost schimbate ușile, obiectele sanitare, geamurile termopan, s-a montat pardosea antibacteriană, un sistem de ventilație, sistem de iluminat cu LED cu lămpi de veche și încă o dată vreau să mulțumesc atât domnului Emanuel Cimponeru cât și colectivului ATI și colegilor mei, atât asistentelor cât și colegilor doctori. Nu este pentru prima dată când la Spitalul Lugojan se fac investiții din bani privați. În primăvară, o multinațională din Lugoj a donat 3 monitoare și un aparat EKG pentru secția de anestezie și terapie intensivă. Emanuel Cimponeru crede în puterea exemplului și speră ca și alți lugojeni de bună credință să facă astfel de gesturi pentru Spitalul Lugojan.